Pentru Ipso Agricultură, anul 2016 este un an aniversar. Compania sărbătorește 20 de ani de activitate pe piața agricolă din România și marchează acest moment important în istoricul său printr-o serie de acțiuni și evenimente specifice. Primul dintre aceste evenimente a fost inaugurarea noului sediu Ipso Roman, localizat în Săbăoani. Oaspeți din țară și din străinătate au fost întâmpinați la sosire cu pâine și sare și au sărbătorit evenimentul într-un cadru presărat cu elemente tradiționale din zona Moldovei. Inaugurarea sediului Ipso Roman face parte dintr-un program de investiții în deschiderea de noi sedii și modernizarea celor existente, în valoare de 15 milioane de euro. Programul s-a dovedit a fi un succes și reprezintă una dintre realizările noastre majore în cei 20 de ani de activitate. Acesta este cel de-al treilea sediu inaugurat de Ipso Agricultură în ultimii 3 ani, după inaugurarea sediilor de la Timișoara și Mogoșoaia, în anul 2014, respectiv 2015. Compania Ipso Agricultură este prezentă în zona Moldovei încă din anul 2007. Până anul trecut, clienții puteau vizita sediul din Filipești, însă din octombrie 2015 există acest sediu nou modern în care cei 26 de membri ai echipei Ipso Roman își pot desfășura activitatea în cele mai bune condiții. Ipso Agricultură este un importator unic, autorizat, al mașinilor și utilajelor John Deere, cel mai mare producător de utilaje agricole la nivel mondial. Iar paleta de furnizori include și alte mărci de renume pe piața utilajelor agricole, precum Manitou, Kuhn, Bednar FMT, Fligel, Pichon, Perar, Kemper, Zurn, Geringhoff, Grasdorf, Laforge și multe altele. În această seară avem deosebită plăcere să-i avem alături de noi pe trei dintre furnizorii noștri. Kuhn, o companie cu experiență de 180 de ani în fabricarea utilajelor agricole, oferă fermierilor o gamă completă de implemente precum pluguri purtate și semipurtate, proiectate pentru a menține valoarea agronomică a solului și pentru a crește productivitatea recoltelor, grape, cultivatoare cu dinți, semănători, distribuitoare de îngrășăminte, mașini de ebricidat, cositori și prese de balotat. Cu această ocazie au luat cuvântul reprezentanții partenerilor și furnizorilor Ipso, precum și administrației locale, prin persoana Valeriei Dascălu, primar al comunei Săbăoani. Good evening, ladies and gentlemen. Bună seara, doamnelor și domnilor. It's a real pleasure for me to meet you here, as I know very well how much the great weather at the moment motivates to get some jobs done at the farm. Este o reală plăcere pentru mine să am ocazia de a vă întâlni aici, pentru că știu că vremea bună de acum vă motivează să faceți din ce în ce mai multe lucruri în câmp. Luckily, we managed at home the last days to spread some fertilizer, spray some wheat and get some maize land prepared for seeding. Sperăm că ați reușit în săptămânile ce au trecut să împrăștiați îngrășământ pentru culturile de paioase, să faceți lucrările de erbicidat și să pregătiți terenul pentru cultura de porumb. Otherwise, I couldn't be here today with you. Altfel nu aș putea să fiu aici cu dumneavoastră. We all here are living in a changing world. Cu toții trăim într-o lume ce este în continuă schimbare. You are living in a changing Romania. Dumneavoastră trăiți într-o Românie în continuă schimbare. I came here first time 8 years ago for four weeks in the road. And since 4 years I'm traveling here regularly. Prima mea vizită în România a fost acum 8 ani pentru 4 săptămâni în care am călătorit prin întreaga țară. Și de acum 4 ani vizitez România foarte regulat. These trips give me the possibility to see the changes in infrastructure and farming.
Romania is such a nice and beautiful country with so much potential. Aceste vizite mi-au dat ocazia să observ schimbările în ce privește infrastructura și agricultura din România, România fiind o țară deosebit de frumoasă. I mentioned the world is changing. It is expected that 9.6 billion people live on our planet in 2050. Se estimează că în 2050 pe planetă vom avea 9,6 miliarde de locuitori. 9.6 billion means 25 more than today. 9,6 miliarde înseamnă 25% mai mult decât în momentul de față. With an increased population, the demand for food grows as well. Cu această creștere în populație crește și cererea pentru alimente. About 70% of the global food production must grow. Producția actuală de alimente trebuie să crească cu 70%. In developing countries, about 120 million hectares additional farmland could be available for this. În țările în dezvoltare, aproximativ 120 de milioane de hectare vor fi disponibile pentru această creștere necesară. But we will for sure as well lose 70 million hectares in industrialized countries. Dar cu siguranță vom pierde 70 de milioane de hectare în țările industrializate. So, what can be done to feed the world? Deci ce putem face pentru a hrăni lumea? We together, with the agriculture sector, must increase our yields. Noi împreună trebuie să mărim producțiile. About 90% of the additional food production will come out of yield increase. Aproximativ 90% din creșterea producției va proveni din creșterea producției pe hectar. So we together here can be proud to face this challenge. Deci noi împreună putem fi mândri că vom face față acestei provocări. With this new outlet here in Moldova, Ipso Agricultura creates the foundation for this challenge. Cu acest nou sediu în Moldova, Ipso Agricultura creează fundația pentru întâmpinarea acestei provocări. This outlet is something especially created for you. Acest sediu este ceva creat special pentru dumneavoastră. It will be open today at the 21st of April at the birthday of the Queen of England. Va fi deschis, inaugurat astăzi pe 21 aprilie de ziua reginei Marii Britanii. And at the day when Rome was founded by Romulus 753 before Christ. Și în ziua când Roma a fost înființată de Romulus în anul 735 înainte de Hristos. Here at this place you will find the here you will find a place where together with you solutions for your farm will be discussed and defined. Aici veți găsi un loc unde soluții pentru fermele noastre vor fi discutate și găsite. This will be done in order to increase the milk production per cow and hectare, to increase the yields on your fields, to increase efficiency and of course to increase your benefit. Aceasta cu scopul de a crește producția de lapte pe animal și pe hectar, pentru a crește producția la hectar și de asemenea pentru a crește eficiența și profitabilitatea noastră. Here you will find the best support for harvesting grass. Aici and silage. Aici veți găsi cel mai bun suport pentru recoltarea de fân și siloz. For spreading fertilizer. And not only spreading fertilizer, for earning money with spreading fertilizer. Pentru împrăștierea de îngrășăminte și de asemenea soluții inteligente pentru a câștiga bani din împrăștierea de îngrășăminte. Here you find solutions for soil cultivation and seeding. Soluții pentru cultivarea solului și pentru semănat. Here you speak as a farmer with farmers knowing your daily business. Aici veți vorbi ca un fermier cu fermieri ce vă cunosc activitatea zilnică. I personally am convinced that Ipsi Agricultura and Kuhn are here perfectly prepared for the future. Personal sunt convins că Ipsi Agricultura este pregătit pentru viitor. So in the name of Kuhn, I wish you here a very good cooperation and a very good future.
Deci, în numele CUN, vă urez să aveți o cooperare profitabilă și cât mai lungă cu Ipso. Thank you very much. Bednar FMT a adăugat la portofoliul Ipso Agricultură utilaje performante, precum grape cu discuri independente, combinatoare, cultivatoare universale, scarificatoare și tocătoare. Bednar FMT este unul dintre cei mai mari fabricanți și distribuitori de utilaje agricole din Europa Centrală. În această seară am deosebită plăcere să îl invit pe scenă în fața dumneavoastră pe Area Sales Manager Bednar FMT, domnul Attila Sabo. Good evening! Good evening and greetings to everyone. Bună seara și bine ați venit. First, I would like to thank Ipso for this invitation. Aș dori să mulțumesc Ipso pentru această invitație. So I could visit for the first time this beautiful region of Romania, the Moldova region. Pentru că mi-a dat ocazia să vizitez pentru prima oară această minunată regiune din România. As I have been in this position for being responsible of Romania only for 2 months. Pentru că mi-am început, am preluat această poziție de numai 2 luni. I still have to get to know a lot of about your country. Încă am multe de învățat despre țara dumneavoastră. I'm really glad to have the opportunity to be at this opening of a new outlet in Roman. Mă bucur că am ocazia să particip la inaugurarea acestui sediu din Roman. Because the opening of this new outlet and also the opening of other outlets in the recent years. Pentru că deschiderea acestui nou sediu, ca și deschiderea celorlalte sedii în anii ce au trecut, is sending a clear message to every partner of Ipso that they are a progressive and continuously growing company. Trimite un mesaj clar către toți partenerii Ipso, atât interni cât și externi, că compania este aici pentru a investi în viitor. It also reflects their goal to establish a strong and leading position on the Romanian market. Și de asemenea reflectă țelul lor de a-și întări poziția dominantă pe piața din România. And as you know, with the conditions in agricultural production are getting harder and harder year by year. Pentru că condițiile din activitatea din agricultură devin din ce în ce mai dificile an după an. And by this I mean facing extreme weather and soil conditions and also the dropping of commodity prices. În ce privește condițiile climatice și cele de sol și de asemenea prețurile pentru producții. So that's why it is important to have a steady background and the right infrastructure. De aceea este important să avem un mediu stabil și o infrastructură potrivită. So we can meet the growing demands of our customers. Pentru a face față cerințelor din ce în ce mai exigente ale clienților noștri. And now I would like to talk about our partnership between Bednar and Ipso. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre parteneriatul dintre Bednar și Ipso. We started our cooperation back in 2009. Cooperarea noastră a început în anul 2009. This means that for the past 7-8 years we have come a long way together. În cei 7 ani ce au trecut am avut o evoluție foarte pozitivă. And that both Ipso and Bednar were growing hand in hand. Și atât Ipso cât și Bednar au crescut împreună. So now today I'm proud to say that thanks to this strong partnership and mainly to the commitment of the people working in Ipso. Și azi mă bucur să spun că datorită acestui parteneriat și mai ales a oamenilor care lucrează în Ipso, I'm proud to say that we managed to establish a strong brand here in Romania. Acest lucru ne-a permis să ne facem brandul cunoscut pe piața din România. And
Our goal is to supply the farmers with high quality and reliable machines. Țelul nostru este să furnizăm fermierilor utilaje de calitate și ce sunt fiabile. And also our vision is not to just sell machines, but complete technologies and complete solutions. Și mai mult decât atât, nu să vindem numai mașini, cât soluții tehnologice complete. Which can help the farmers to increase their yields and also to increase the quality of the crops they are growing. Ceea ce permite fermierilor atât creșterea producției, cât și creșterea calității culturilor noastre. Which means that they also can increase their profit. Ceea ce la sfârșit va duce la o creștere a profitului noastră. So if we keep this good job going and also follow this path we are working on now. Dacă ne menținem această cale pe care ne aflăm acum, then we can provide for more and more farmers modern and high efficient agricultural machines. Vom putea furniza pentru din ce în ce mai mulți fermieri soluții eficiente. So thank you for your attention and please enjoy this event. Vă mulțumesc și sper că vă veți bucura de acest eveniment. Thank you. Doamnelor și domnilor, cel de-al treilea furnizor reprezintă Manitou. Manitou este lider în fabricarea încărcătoarelor telescopice. Manitou comercializează în România încărcătoare din gama MLT Maniscopic, care pot manipula încărcături de până la 4.000 de kilograme și la înălțimi de până la 10 metri. Am deosebită plăcere să-l invit, bineînțeles, cu amabilitatea dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, pe Managing Director South East Europe and Turkey, domnul Florin Marincaș. Cu acest prilej, frumos zic eu, alături de dumneavoastră, fermierii, clienții noștri, și iată-ne în această seară că ne-am adunat împreună pentru a ne bucura de acest moment festiv. Inaugurarea de astăzi cred că ne bucură pe toți și ne face mândri pe noi ca și grup că avem un astfel de partener care în cei 8 ani de zile în care am colaborat, am dezvoltat practic piața de mașinilor, piața de agricultură din România, iar partenerul nostru, Ipso, a dat dovadă de capacitatea de a răspunde provocărilor din această piață, dezvoltând și investind practic în crearea acestor centre. Este al 15-lea centru regional în România. Dorința de a fi aproape de fermieri și de nevoile fermierilor este încă o dată dovedită, ceea ce sigur ne bucură și ne confirmă încă o dată că un astfel de partener este dovada dezvoltării agriculturii, business-ului mașinărilor în România. Doresc să felicit echipa Ipso pentru rezultatele obținute în cei 8 ani de reprezentare a brandului Manitou, 8 ani în care Ipso a livrat peste 200 de încărcătoare telescopice noi în piață din România, contribuind astfel la dezvoltarea conceptului de încărcător telescopic în agricultură, făcând pentru fermierul român ca încărcătorul telescopic Manitou să devină astăzi o necesitate în munca zilnică. Îmi exprim, de altfel spus, sunt sigur că această nouă locație va aduce un impuls nou, va dezvolta și mai mult business-ul de încărcătoare telescopice Manitou în zonă. Astăzi, când Ipso sărbătorește 20 de ani în România, doresc să îi urăm împreună la mulți ani și mult succes în continuare în activitate. Am deosebită plăcere să invit în scenă un alt vorbitor, o persoană care a înțeles importanța unui astfel de loc într-o răscruce de drumuri aproape de dumneavoastră, fermieri devotați, un edil care își iubește locul, Moldova și țara. Aflată la al patrulea mandat,
se bucură de același succes, doamna primar al comunei Săbăoan, doamna Valeria Dascălu. Distinși oaspeți, vă rog să-mi permiteți ca în numele meu și al Consiliului Local Săbăoan să vă adresez tuturor un sincer și călduros bine ați venit în comuna noastră, cea mai mare din județul Neamț și printre cele mai mari din Moldova. Cu emoție în glas și în suflet, vă mărturisesc că sunt onorată și fericită totodată să fiu astăzi aici, la acest grandios eveniment. Venirea acestui showroom în comună nu poate decât să fie benefică pentru întreaga comunitate în care trăim, din mai multe puncte de vedere, astfel că se cuvine să mulțumim tuturor celor care au contribuit la acest fapt. Cu siguranță că nu a fost ușor pentru domniile lor și se cuvine să-i felicit din toată inima pentru munca asiduă depusă, pentru numeroasele nopți nedormite și pentru că și-au atins în final țelul. De asemenea, se cuvine să vă adresez un mare mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici și să vă asigur de tot respectul și recunoștința pentru tot ceea ce faceți fiecare dintre dumneavoastră, pentru ca agricultura, această ramură a economiei românești, plină de multe probleme și tot la fel de multe frământări, să supraviețuiască și nu numai, iar prin ea să supraviețuim și noi toți. Vă doresc tuturor sănătate, putere, realizări deosebite fiecăruia dintre dumneavoastră și pentru că sărbătorile pascale sunt aproape, vă urez să aveți sărbători binecuvântate, fericite și liniștite. Vă mulțumesc! Am deosebită plăcere să vă prezint pe acela care se află în România din anul 1994 și este membru al echipei Ipso din același an. Pentru domnia sa, agricultura nu este doar o meserie, ci și o pasiune. Pentru că la rândul său este fermier. Coordonează o echipă de 350 de persoane, echipa Ipso, care este lider pe piața utilajelor agricole din România. Directorul general Ipso Agricultură, domnul Arno... M-am emoționat eu acum. Arno Van Strien, good evening! Doamnelor și domnilor, dragi clienți, dragi parteneri, dragi prieteni, cum am fost prezentat, numele meu este Arno Van Strien. Sunt, în primul rând, fermier. Adevărat, nu aici, un pic mai departe, dar am fost și sunt fermier înainte de a veni aici și mă bucur că m-am îndrăgostit de două bogății în România, agricultură și soția mea, care e româncă. Da. Și mai mult, am deosebit plăcere că, în plus, este de origine din Moldova, din această regiune, aproape de Bârlad, în Vulcan. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru onoarea care ne-ați făcut pentru a veni aici și partenerii noștri care s-au alăturat astăzi de noi și în care am dezvoltat niște relații strâns și de colaborare apropiat și solid. În al doilea rând, vreau să le mulțumesc în mod special partener John Deere și Kuhn, cu care colaboram de 20 de ani. Deja. Este o onoare să le avem prezenți, reprezentanți firmelor Manitou, Bernard și Kuhn, cu care avem un parteneriat îndelungat. Aș vrea să le mulțumesc și acționar și management grupului Monoyer, care ne dă încredere și de 20 de ani ne permite să investim în România.
În final, dar în ultimul rând, le mulțumesc pe autoritățile locale și doamna primar, vă mulțumesc mult pentru sprijinul acordat în dezvoltarea activității noastre și sper că nu am uitat nimic și nimeni și le mulțumesc încă o dată tuturor pentru prezența. Doamna primar, să nu creșteți prea mult impozit. Vă rog frumos. Mulțumesc mult. Dar ne place să plătim impozit pentru că înseamnă dacă ne dezvoltăm. Suntem aici de 20 de ani și pot să spun că am trecut deja o generație. Trecem de majorat, normal, 20 de ani. Și suntem aici pentru a ieși, sper, la pensie împreună. Da. Cu 20 de ani în urmă, în 96, am lansat această activitate și am început cu scopul de a crea o companie de succes și de a atrage cele mai importante marci de mașini și utilaje agricole în portofoliul nostru. A fost două decenii cu multe realizare și am reușit să atingem toate țintele pe care ni le-am propus. Printre aceste ținte se numără inaugurarea noului sediu Ipso Agricultura Roman, cum s-a spus, este al treilea sediu care îl deschidem în ultimele trei ani după sediile de la Temișoara și Mogoșaia, în 2014 și respectiv 2015, și face parte dintr-o rețea integrat care include astăzi 15 puncte de lucru la nivelul național. După cum știți, suntem prezenți în Moldova încă din 2007 și timp de 8 ani ne-ați vizitat la sediul de la Filipești, unde am văzut încă totemul John Deere. Vă rog să-l scoateți. Și însă, de astăzi, avem un sediu nou, modern, în linie cu planurile noastre de dezvoltare și extindere la nivel național, care implică investiții în valoare de peste 15 milioane de euro și atenție, țin să precizez aici, este investiție, nu chirie. Da. Sediul Ipso Roman a fost construit pentru a deservi clienți din județ Suceava, Botoșan, Iași, Nams, Bacău și Vaslui. Și așa cum veți putea vedea, include pe lângă clădire de birou, un atelier, un showroom comercial și un depozit de piese de schimb, desfășurat pe o suprafață total de 15.000 de metri pătrați. Total investiție se ridică, cum s-a spus, la 2 milioane de euro. Pe lângă acesta, doresc să reamintesc și de magazinul de piese de schimb de la Botoșan, putând fi astfel mai aproape de dumneavoastră. În plus, pot să vă spun de astăzi că în următoare 12 luni vom deschide un punct de lucru în județul Vaslui. În cele ce urmez, țin să vă prezint după clădire echipa, pentru că o clădire sau o biserică este bine, dar este mai mult cu niște preoți buni, da? Și țin să vă prezint și să le invit pe scenă domnul Gabriel Petrișor, director comercial pe Ipso, România, domnul Ștefan Totolici, director regional pe Roman și domnul Andrei Iavel, manager regional post-vânzare. Echipa din regiunea Roman este format din 26 de persoane ce se află aici pentru a oferi suport atât pe partea comercială, dar mai ales pe partea de piese de schimb și service, menționând 11 tehnicieni și un stoc de piese de schimb cu disponibilitate de livrare din Germania într-o zi, două zile. Ei vă stau deja la dispoziție pentru a răspunde cerințelor și necesitatelor dumneavoastră. Într-o piață agricolă europeană, aflat într-un proces de schimbare,
care se va intensifica. De ce plecați? De ce mă lăsați singur? România, care deține a șasea suprafață agricolă din Uniunea Europeană, are un rol cheie atât prin poziția geografică, cât și pe potențial de dezvoltare. Însă, aceste schimbare se vor realiza cu disciplină și cu respectare unor proceduri de lucru specific pentru perioada de fertilizare, perioade de repaus între recoltare și prelucrare solului pentru sezonul următor, etc. Norme care vor împinge agricultorul român spre o singură cale, performanță și optimizare. Și aici, noi, Ipso, împreună cu partenerii noștri, avem datoria de a vă oferi soluție pentru azi, dar mai ales pentru mâine, pentru a crește performanța, productivitatea afacerilor dumneavoastră și a de a reduce costurile de operare prin echipament pe care le oferim. Cu o medie de folosire de 4 ori mai mare decât în Franța sau Germania, portofoliul nostru de produs trebuie să fie adaptat cerințelor din România. Lucrăm intens deja cu o parte dintre partenerii noștri pentru a implementa noile tehnologii pentru optimizare, gestiune de flote, fie tractoare, combine, sprayer autopropulsat sau pentru a furniza date pentru a lua decizie cele mai potrivite, de exemplu, arți de recoltare. Dar indiferent de performanțe tehnologice ale echipamentelor folosite, omul rămâne un element cheie. Indiferent dacă eu sunt la volan pe tractorul meu în Franța sau dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră care lucrați pământul românesc, noi suntem cheia și factor cheie de succes în aplicarea acestei tehnologii. Doresc să vă mulțumesc în numele tuturor echipelor din cadrul Ipso pentru încredere pe care ne-ați acordat și vă doresc recolta bogat și mă bucur că am reușit să reunim astăzi aproape 70.000 de hectare din regiunea Moldova. Vă mulțumesc mult și considerați-vă acasă la dumneavoastră. Mulțumesc! Noul sediu Ipso Roman este construit pe o suprafață totală de 15.000 de metri pătrați și include o clădire de birouri, un atelier de service, o magazie de piese de schimb și un showroom comercial. Investiția în construcția și dotarea sediului este în valoare de 2 milioane de euro. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă mai spun doar câteva rânduri importante, pentru că în drumurile dumneavoastră, peste hotare, este bine să nu ratați un loc nou-nouț, la fel ca și sediul dumneavoastră. Datorită creșterii constante înregistrate de companie de-a lungul celor 20 de ani de activitate, vorbind despre Ipso Agricultură, bineînțeles, acest lucru a determinat extinderea activității și în străinătate, în alte două țări din Europa, în Croația și în Ungaria. Astfel, datorită volumului mare de activitate, în 2016, Ipso Agricultură a deschis un nou centru logistic în Ungaria, la o distanță de 40 de kilometri de Budapesta, cu o suprafață de 24.000 de metri pătrați. Vă rugăm frumos să țineți cont de aceste dimensiuni, deloc de neglijat, să vizitați acest nou centru logistic din Ungaria, iar acum vă invit să vă apropiați și să-l vizitați pe al dumneavoastră. Cel mai nou centru Ipso Agricultură din România, în Roman, localitatea Săbăuani, 15.000 de metri pătrați, o investiție de 2 milioane de euro.
Doamnelor, domnilor, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs. Cel mai nou centru, Ipso Agricultura, România, romani, săpăuani, a fost inaugurat! La mulți ani tuturor! La mulți ani Ipso Agricultura! La mulți ani fermierilor! Și vă invităm, bineînțeles, să ciocnim un pahar cu șampanie, să intrați în sediul cel nou, să vă bucurați de această clădire impresionantă. După tăierea panglicii, eveniment marcat prin sunet de buciumi moldovenesc și astfel după deschiderea oficială a porților, vizitatorii au făcut turul complexului, fiind întâmpinați încă de la intrare cu câte un pahar cu șampanie. Evenimentul s-a încheiat cu o serbare cu bucate tradiționale stropite cu cele mai alese vinuri, iar invitații au urmărit un program artistic de muzică și dansuri populare. Da, 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 da